aparent e ultima zi cu soare din săptămâna asta. Din săptămâna asta și aia viitoare. Stai, e soare și eu încă sunt în casă. Nope. Fabrizio! Aoleu! Băi, care șansele, frate, să te te-ai trezit? Da, aici am stat. Da, pe aici stai de obicei. Da. Na, și eu pe care mă gândeam că mă duc în față la blocul lui să-l găsesc cumva. Da. Deci eu cam așa ar trebui să țin camera acum. Și eu am un deficit incorporat, da. După cum vedeți. Ai de capul meu, bă! Rareș, după cum cred că tot canalul meu știe, joacă basket, nu că n-ar fi destul de și evident. Mergem la basket. Deci mergem la basket. Mă reprofilez, mă fac sativ de biciclete. Terenurile sunt momentan ocupate. Poți? Nu. Te ajut? Destul de amuzant să te uiți la Rareș, care are 2 metri, 2,3 de fapt, jucându-se cu copii care sunt de o dată jumate mai mici ca el. Unul dintre primele, de fapt primul clip care a prins, să zic așa, mai la audiență, a fost filmat anul trecut în vară cu Cody, când eram pe șinile de tren și alergam de... Se numește Running Away From Trains, o să-l pun în descrierea, în descrierea clipului și... De fapt, noi fugeam de absolut nimic, pentru că nu venea niciun tren în spatele nostru, dar din cauza că trenurile sunt parcate, dar mă rog, staționate într-un mod mai ciudat, noi vedeam că vine trenul către noi. Și noi, bineînțeles, nu știu, să dramatizăm un pic toată chestia, am alergat și am zis că fugim de trenuri. A fost destul de amuzant. Flashbacks. Din nou, e atât de hilar să-l vezi pe Rareș jucând cu copiii ăștia mici. Tot așa, mai țin minte că anul trecut am filmat ceva cu Rareș. De fapt, a fost un vlog în care cred că mai mult de 80% a fost numai eu cu Rareș și cu încă câțiva care jucam basket. Tot în locul ăsta. Flashbacks. Și pe ăla o să pun descriere. Mamă, câte clipuri pun în descriere, what the fuck? Spuneți numele. Random Production. Așa. Și câți abonați ai? 102. Deci dacă cumva vă gândiți că n-aveți ce face seara asta, verificați-l și pe acest senior mic. Pe canal, câți ani ai? 14. Mulți înainte. Mulțumesc. Ți-ai potolit pofta de basket azi? Nu. Cred că ultimele câteva vloguri toate au ceva de a face cu ceva photoshooting. De data asta n-am dat niciun Ferrari, din păcate. Au, știi care e chestia cu bicicleta asta? E posedată de ceva. Pentru că dă-te numai două ture cu ea și o să vezi după aia singur. Mi-e frică. Nu-mi dau seama cum iau tot timpul norocul ăsta. Am văzut un R8, aveam camera deschisă și n-am reușit să prind mașina pe cameră. Ok, prima oară când am încercat ceva mai ciudat și n-am reușit să îmi rup nimic. E ca o bicicletă normală, numai că mai, mult mai mică și mai... Hai că reușești! Doza zilnică de mașini faine. Stai că mergem în bordură, nu-i bine, nu-i bine, bă, nu-i bine. Așa, uite-te. Hai că poți! Hai! Stâlpul! Are, renunță și tu! Știi ce mi se pare foarte trist? N-am mai văzut satul mare așa de mort? Nu știu, nu cred că l-am mai văzut în viața mea așa de mort. Frate, unde-i toată lumea înainte de Paști? De jur, n-am mai văzut orașul atâta de mort și liniștit în viața mea. Nici o sirenă n-am auzit azi, de obicei cam circulă pe aici.
fucking ghost town. Paper Town. Bă, rog, filmul ăla v-ați uitat care valere sau ați citit cartea? Are tu? Da și da. Bun, am înțeles. Care ți-a plăcut mai mult? Cartea. Filmul ăla lăsă multe detalii pe din afară. De obicei, filmul e doar the tip of the iceberg și restul e cartea. Anyway, satul mare, wake the f-